APA Serv a efectuat recepția lucrărilor de la Petrila și Aninoasa. Mai exact, au fost recepționate lucrările care privesc extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare din cele două localități. Valoarea totală a lucrărilor a fost de aproape 23 de milioane de lei vechi, banii necesari provenind în special din partea Uniunii Europene. În 20 septembrie s-a făcut recepția la terminarea lucrărilor. Sigur, ca la orice lucrare, mai sunt unele îmbunătățiri de făcut. S-a făcut acea anexă 2, iar astăzi când discutăm, vă pot spune că inclusiv anexa 2 este semnată. Lucrările sunt semnate în proporție de 100%, iar plata este făcută în proporție de 64%. În momentul acesta, când avem toate datele, când avem toate hârtiile semnate, vom demara și vom da drumul la lucrări, rămânând numai garanțiile care la orice contract. Mă bucur că s-au terminat lucrările la timp și mă bucur că toată lumea este mulțumită. După cum a mai precizat directorul APA Serv, scandalul rezultat în urma derulării acestor lucrări este unul artificial. Nu de alta, dar firma furnizoare a serviciilor de apă și canalizare nu va încasa niciun leu pentru branșarea individuală la sistem. Totuși, cetățenii branșați la rețea vor fi nevoiți să achiziționeze niște pompe care vor ridica nivelul apei până la cel al canalizării, amplasată mai sus decât casele lor. Potrivit furnizorului de apă, vinovați pentru această problemă ar fi edilii locali, care nu au efectuat un proiect corect al canalizării.